Desfășura sub egida Let's Do It Danub, concursul va alinia la start 50 de elevi din municipiul Giurgiu care se vor întrece pe culoarele bazinului, dovedindu-și astfel maestria într-un sport ce-i dezvolt armonios. Cam fiecare an și anul acesta se organizează, primăria organizează concursul de not cu ocazia Zilei Dunării. Ca și anul trecut se va desfășura tot sub egida Let's Do It și asta ne bucură foarte tare pentru că anul trecut a fost o reușită din toate punctele de vedere. Așteptăm copiii să se înscrie. Vor fi trei categorii de vârstă: 5, 7, 8, 9 și 10, 11 ani: fete și băieți. Așteptăm să se înscrie estimăm cam la 50 de copii că vor participa la această competiție. Vor fi copii de la cursurile de inițiere, cât și copii de la clasele de not. Prin grija organizatorilor și a sponsorilor, micii notători vor primi medalii, diplome, cadouri. Și pentru al doilea an consecutiv, copiii vor urca pe podiumul realizat anul trecut la inițiativa echipei Let's Do It Danube, podium rămas în dotarea școlii și care a fost folosit și la alte competiții și activități. Am fost alături de echipa Let's Do It încă de la început și mă bucur că anul acesta activitățile sunt câte una în fiecare zi, începând cu concursul de not, vom continua sâmbătă cu acțiunea de ecologizare, care zic eu că va stimula copiii să trăiască într-un mediu sănătos, atât apa este sănătoasă și sportul, cât și mediul în care, trăiesc, mediul în care trăim. Prin organizarea acestui concurs, echipa județeană încheie etapa educațională a proiectului Lățdui Danub, ce s-a desfășurat pe parcursul ultimelor trei luni în localități din județul Giurgiu, proiecția filmului documentar Dunărea Amazonul Europei și concursul de creație Exploratorii Dunării. Proiectul Lățdui Danub se va încheia sâmbătă 27 iunie cu acțiune de ecologizare desfășurată în municipiul Giurgiu, dar și în alte localități din județ.